Borșa, în județul Maramureș, o casă cu etaj și mansardă s-a făcut scrum chiar sub privirile pompierilor. Prima mașină de intervenție ajunsă la fața locului s-a defectat. Cel de-al doilea echipaj a rămas fără apă. Proprietarii casei au avut noroc că erau plecați. Se vede din centrul orașului Borșa. În plană și distanță de 7 km se vede focul. Flăcările au cuprins parterul, etajul, mansarda de lemn și acoperișul. Casa a ars ca o torță sub privirile localnicilor, dar și ale pompierilor sosit să stingă incendiul. De o jumătate de oră și ea că arde într-una și apa nu merge deloc. Ce fel de pompieri să aici? De o jumătate de oră nu le merge apa. A fost doar începutul. După ce prima mașină s-a detectat, pompierii au mai primit o lovitură. Lipsa apei. Dar la ce o zine? Ce avem, mă? Dacă nu suntem în stare, ia uitați câtă lume aici, ce putem face noi? Dar ne uităm cum arde, nu? Bani le dăm. Noi plătim taxe tot orașul, cetățenii orașul Borșa, nu? Dăm bani. La ce o zinit? De două ore nu s-au reușit să stingă incendiul. Nu s-au reușit că nu a fost apă. Sunt mașini din 60, să mai avem pretenții la așa ceva. Stingea pompa de apă, a fost obligat să chemăm ajutor colegii de la Bișeu. Lista surselor de apă pe această stradă, n-am putut face alimentare. Proprietarii ar fi putut arde de vii dacă s-ar fi aflat acasă. Din fericire, în momentul izbunirii incendiului erau plecați. M-am luptat o bunică. M-am văzut mă acolo foc și noi am venit de sus, de pe deal. Bognia de mama soră și flacăra în sus de mama. Iar flăcările au fost la un pas să cuprindă și o altă casă din apropiere. E o casă la 10 metri lângă. Proprietarii nu au reușit să mai salveze mare lucru din locuință. Pagubele sunt cu atât mai mari cu cât casa nu era asigurată. Pompierii încearcă acum să afle de la ce a pornit focul. Descoperire.